Strehaia continuă pe drumul cel bun. Astăzi, primarul Ioan Giura și consilierii locali aleși au depus jurământul pentru un nou mandat. La această ședință a participat și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Strehaia. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Primarul Ioan Giura a dovedit în ultimii 4 ani faptul că atunci când îți dorești cu adevărat să faci lucruri bune pentru oamenii pe care îi reprezinți, poți realiza proiecte importante care să dezvolte comunitatea pe care o conduci și să îmbunătățești nivelul de trai al cetățenilor care ți-au acordat încredere. Edilul orașului Strehaia și-a propus ca și în acest mandat să atragă investiții importante pentru dezvoltarea urbei în fruntea căreia se află. Un moment important pentru orașul Strehaia, constituirea Consiliului Local și investirea noului mandat de primar. Este o nouă provocare, un nou început și în același timp un moment de continuitate. Este începutul unui mandat într-o perioadă extrem de complicată prin care trece lumea. Este o perioadă în care traversăm o criză sanitară și medicală care se prefigurează cu certitudine a fi urmată de o criză economică și financiară. Dar cum provocările ne sunt date a le trăi în prezentul care ne este destinat, va trebui să facem în continuare tot ceea ce este, așa cum spunem și în jurământ, posibil în puterile și priceperile noastre, astfel încât să traversăm cu bine această perioadă și să determinăm un viitor mai bun pentru toți cetățenii orașului Strehaia și nu numai. De asemenea, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și-a arătat în continuare susținerea pentru Ioan Giura. În primul rând, vreau să-mi permiteți să-i mulțumesc domnului primar pentru faptul că m-a invitat să particip la acest eveniment deosebit de important din punct de vedere politic și administrativ pentru orașul Strehaia. De asemenea, în fața dumneavoastră îi adresez felicitări domnului primar pentru obținerea celui de-al doilea mandat prin votul covârșitor al cetățenilor orașului Strehaia, dovada faptului că lucrurile s-au mișcat într-o direcție foarte bună și într-un ritm extrem de rapid în acești 4 ani. Pe de altă parte, stimați colegi consilieri locali, și îmi permit să vă spun consilieri locali, că vorbind în calitate de președinte al Consiliului Județean, așa cum am colaborat în mandatul trecut cu primarul și Consiliul Local din orașul Strehaia, așa voi colabora și cu dumneavoastră în acest mandat. Vreau să-mi permiteți să vă adresez și dumneavoastră felicitări, să vă doresc un mandat ușor și cu realizări în beneficiul locuitorilor orașului Strehaia și sunt convins că toți cei 17, având în vedere și pe următorul consilier care va fi validat, sunt convins că toți cei 17 consilieri locali veți lăsa la o parte orgoliile politice, adversitățile de orice natură și nu veți uita niciun moment în acest mandat de 4 ani că cetățenii orașului Strehaia v-au încredințat votul dumnealor pentru a-i reprezenta în acest consiliu, astfel încât să faceți cât mai multe lucruri bune pentru toată comunitatea strehaiană. Pe de altă parte, eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Mehedinți, am dovedit locuitorilor orașului Strehaia că în mandatul trecut am fost alături de primar, de Consiliul Local și de toți cetățenii. Am susținut de câte ori mi s-a cerut sprijinul și am fost alături de marile proiecte care se implementează în orașul dumneavoastră și mă angajez ca și în acest mandat să mă ridic cel puțin la nivelul așteptărilor și să fiu alături de dumneavoastră, domnule primar, să finalizați proiectele începute, să vă susțin în alte proiecte pe care comunitatea strehaiană le așteaptă. Vă doresc tuturor succes și, nu în ultimul rând, multă sănătate, raportându-ne la vremurile pe care le trăim.
Oamenii sunt mulțumiți de primarul lor și de activitatea acestuia, punându-și toate speranțele că și în actualul mandat edilul lor va munci la fel de mult și de productiv pentru comunitate. Făcu multe în Strehaia, foarte multe. Sunteți mulțumită de activitatea dumnealui până în acest moment? Suntem foarte mulțumiți, pentru că a făcut multe. Nu s-a făcut în atâția ani, nu a făcut nimic în Strehaia, dar acum s-au făcut foarte multe. Să mai cunoaște că avem și noi un pic de oraș așa, ca lumea. Mulțumim cetățenilor care s-au gândit și au ales pe domnul primar Giura, că e un om de nota 20. N-a făcut nimeni în niciun an ce a putut să facă acest om. Mulțumim și să continue ce a început. Aveți încredere. Că avem încredere. Avem ce a început. Să continue ce a început. Milioane. Da, vorbește și cu al de sus și cu al de jos. Bagă toată lumea în seamă. Sunt mulțumită și am încredere, nu de altceva, dar uitați că totul se vede. Deci ce a făcut în primii 4 ani, de acolo și încolo să facă și mai mult. Tandemul Ioan Giura-Aladin Georgescu a arătat faptul că se poate să face administrație performantă în folosul cetățenilor, reușind să schimbe în doar 4 ani fața orașului Strehaia, scorul de la alegerile locale fiind o dovadă clară a faptului că cetățenii apreciază oamenii implicați și muncitori.